Ce ce o e și cu d o f. Ce poți să spui despre cele două triunghi? Sigur că e interesant. Că e o intră într-un triunghi și o f într-un alt triunghi. Dacă reușești să arăți că sunt congruente, merge treaba. Clatura este congruentă cu o d. Cu o d, știm asta. Demonstrat. Din demonstrații. Sau ceva. Ce a o este 180 grade, adică este în prelungire acolo. Da, de acord, e în unghi alungit. Ia-te. Când nu mai poți și nu poți, nu este de folos, la alte triunghiuri te duci. Alte triunghiuri. Ție, adică tu ai zis bine. Da, în fie triunghiul A, E, O și B, E, O și B, O, F, F, B, F, O. Deci corect. A, E, O. Deci copii, ne-am dus în prima dată în triunghiul acela pentru că am văzut că e O și pentru că am fost păcăliți că știam deja că O, C e cât O, D. Da. Dar când am constatat că nu putem arăta că triunghiurile sunt congruente, n-am reușit. Că n-aveau decât atât C, O, toată cât de O și stop. N-am avea nimic. Și atunci, hai să reducem la alte triunghiuri în care se între E, O și O, F. Corect. E, A, O și O, B, F. E, A, O și O, B, F. Că E, A este congruent cu B, F. Din ipoteză. Da. A, O este cu B, O. Da, și hai A, O cât B, O. Hai tu. Și E, O, B, F. E, A, O și O, B, F. Ni trebuie asta ca să fie în cazul latură, unghi, latură. Dar nu știm de unde să-l arătăm, că nu este în ipoteză. În ipoteză nu spune că E, A, O este cât O, B, F. Nu putem să demonstrăm că O, A, B este isoscel. Păi, uite, ai O, A, cât O, B, deci O, A, B este isoscel. Da, unghiul nu-i cumva opusă. Dacă... O, nu, nu e. Nu, e bine cum zice Adina, notor profesor. Da. E corect? Hai, Adina, hai. Zic, ai zis bine. Dacă O, A, O, B este isoscel, A, unghiul, A, cu... Ăsta de aici, cât ăsta, cât ăsta, corect. Și... Și ar însemna că iarăși sunt... Suplementare, da, păi. Sigur că păi, da. Păi, deci apare E, A, O, ca fiind suplementul lui O, A, B. Da. E suplementul lui O, A, B. Deci, da? Păi asta ai zis. Păi ăsta cât ăsta, atunci și suplimentele, da? Suplimentele sunt congruente. Corect. Tu cum ai zis, așa a zis și el, mai că n-a știut să zică că suplimentea. E aceeași figură care am avut exact. O problemă dinainte. Corect. Dar toți suplimentele au fost luate în discuție. Haideți să demonstrăm. Adi, nu Anca, te rog să mă conduci tu. Demonstrație. A, O, cu B, O. Nu, de fie triunghiurile. A, fie triunghiurile E, A, O și B, O, F. E, A, O și B, O, F. B, O, E. Despre cele două triunghiuri? O, A, cu O, B. O, A. Congruent cu O, B. De unde? E ipoteza. Cu E, A și cu O. E, O, cu O, E. Nu, E, A. Păi E, O, cu O, F trebuie să dovedim. E, A, congruent cu B, F, din ipoteza. E, A, cu B, F. E, A. Congruent cu B, F. Din ipoteza, da? Și E, A, O, congruent cu O, B, F, pentru că acestea sunt suplimentare. Da? E, A, O, E, A, O, congruent cu O, B, F, da? O, B, F. Pentru că acestea sunt suplimentare. Da? Sunt suplimentele cui? Suplimentele unghiilor A și B. Da. Din triunghiul, da, supliment. Supliment, da? Suplimentele cui? Lui
B, A, O și O, A, B, da? O, A, B, cu O, B, A. Congruent cu O, B, A. Așa. Și atunci, e clar, conform cazul de congruență care? Latură, așa. Latură, un și latură. Triunghiul de luat în discuție. E, O, A, O. Congruent cu triunghiul B, O, F. De unde avem că E, O, O. Toate elementele celelalte ne luate în discuție. 3. E, O, E, congruent cu O, F. O, E, cu O, F. E, O. Congruent cu O, F. Unde rezultă triunghiul E, O, F, isoscel? Triunghiul E, O, F, isoscel. Apoi. Mai avem E, A, O. Adresat. Mai avem A, E, O. A, E, O. Adică ăsta de aici. A, E, O. Unghiul A. Congruent cu B, F, O. Și mai avem E, O, A. E, O, A. E, O, A. Adică asta de aici. Congruent cu F, O, B. F, O, B. Da? Și cu asta am arătat că... Am arătat punctual. Punctual am rezolvat, da? Acum punctul B. Punctul B. De F concurent cu ce e? De F cu ce e? Anca, ia vezi tu. De F. Și ce e? De F. Unde intră de F? Și ce e? De F este asta, nu? Și ce e asta? Cum poți să arăți că de F cât ce e? Dacă ai putea să pe DF să prezinti un triunghi. Pe asta nu putem să punem că e A și triunghiul DBF și... Ba da, triunghiul deci, că e A și triunghiul DBF. Ce e A și DBF, triunghiul acestea, ce e intră într-un triunghi, DF intră în celălalt triunghi și dacă vei reuși să arăți că sunt congruente, ce bine ar să fie. Da, putem să luăm și triunghiul da. Anca, tu, Mirona, nu fugim în altă idee. Da, e mai simplu. Aha, după ce că eu și eu te-am făcut așa, da. Altul triunghiul. Mirona, când plecăm pe o idee, o ducem până la capăt. E bună. Și vii după aceea, după altă idee. Știi de ce? Dacă acum, când nici n-am pornit pe ea, o rupem și o lăsăm în drum, n-am făcut nimic. Poate ai tu dreptate, poate să fie o idee mai deșteaptă. Dar să avem răbdarea să ducem pe o idee pornită până la capăt. Deci, a fost propunerea să ne ducem în triunghiul CAE și DBE, pentru că CE intră corect. În triunghiul respectiv și intră și dacă avem șanse, să vedem dacă avem șanse, că am mai avut așa o pornire, Adi, nu? Am încercat o dată. Ia să vedem. Poți să... Păi ziceți, mă. Că A este congruent cu D, B. Că A cu D, B din ipoteză. Corect. Da. Mai departe. E A congruent cu B, F, T din ipoteză. Da. Și obligatoriu ce-mi trebuie acum. Unde dintre ele? Adică? A congruent cu B deoarece A, O, B este isoscel. Care? Și A, O, B, isoscel. Sau de profesor... care unul dintre ele? Care unul dintre ele? A și B pentru că s-au pus la vârf. Ce A e? Ce A e congruent cu D, B, F că s-au pus la vârf. Ce A e? Adi? Păi nu eu. Ce A e e opus cu cine? Cu B, A, O. Care și el la rândul lui e opus cu D, B, F. Da, da. Deci o luăm ușor așa. Unghiul ce A e? Este cât B, A, O. Corect. A, O, fiind opusă la vârf. Da. De altă parte, D, B, F este opus la vârf cu O, B, A. Dar nu are unghiul C, A, E, e congruent cu D, B, F. Pentru că m-am spus și acolo că A, O, B este isoscel și în vizionare de la bază sunt congruente. Mi-i spui
Dar dacă nu vrei să duci raționamentul până la capăt. Deci, ce a e, da, e congruent cu b, a, o, da, ca fiind opus la b. Corect. Păi de altă parte, d, b, e, e congruent cu o, b, a, ca fiind opus la b. Corect. Și cum triunghiul a, o, b este isoscel, adică știu că o, da, a, b este cât o, b, a, da, adică ăsta cât ăsta, și cum 1 e tot 1 aici, pentru că sunt opus la vârf, și 2 este cu 2 opus la vârf, și cum 1 cu 2 este congruent, înseamnă că 1 cu 2 e congruentă. Păi, a, nu, da, a, da, așa trebuie la înțeles. Tu ai spus așa, ăsta e congruent cu ăsta pentru că trebuie o, o AB isoscel. Nu puteam să înțeleg. Dar dacă spui așa, ce a e cu o a b, adică 1 cu 1 congruente cu opuse la 1. Și 1 cu 2, fiindcă triunghiul a o b este isoscel, atunci problema se înțelege. Da? E așa este. Deci, hai să ne întoarcem și să spunem așa, unde suntem? Aici. Așa. Am luat eu cu... Nu, 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 trebuie să scriem. N-am început nimic, nu? Da. Să ștergem și să spunem așa. Vrei să spui și tu ideea ta, da? Păi să o ducem pe asta. Să redactăm așa și cum vii și cu ideea ta. Ca să, ca să înțelegem că atunci o pierdem asta. Deci spunem așa, fie triunghiul Anca, te rog să vorbești. C, E, A și... E triunghiul N. C, E, e A și B, triunghiul B, D, F. Despre cele două triunghiuri poți să spui că au. C, A cu B, D. C, A congruent cu B, D. Din ce motiv? Din ipoteză. Din ipoteză. Bravo. Este scris, da? E A cu B. E A congruent cu B, F. De unde? Tot din ipoteză. Tot din ipoteză, da? Și unde C, A, E congruent cu C, A, E. Trebuie să demonstrăm asta. C, A, E. Pentru asta, spunem așa, triunghiul O, A, B, O, A, B este isoscel, nu? Cel, da. Și rezultă că O, A, B, Anca, te rog să mă ajuți. O, A, B, unghiul A1, hai cum am notat aici, că merge mai repede. Unghiul A1, congruent, unghiul A1, congruent cu unghiul B2, da? Da, da. Cu B2. Din ce mod? Din cauza că e isoscel, da? Da? Și unghiul CAE, este acum opus la vârf cu A1, da? C, unghiul CAE, A-E, congruent cu A1, opus la vârf. Și DBF congruent cu B2, tot opus la vârf, da? Și cum A1 cu A2, e clar că de aici, din cele trei, rezultă că ce a e, ce a e, rezultă că unghiul ce a e congruent cu DBF. Unghiul DBF, subliniem. Și acum avem latură, unghi, latură, da? Și totul e demonstrat, deci rezultă conform cazului. Latură, da, conform cazului congruență.
latură, unghi, latură, că triunghiul luat în discuție. Ce e A și ce e A? Congruent cu triunghiul B, D, F. Și din congruența lor rezultă că ce e congruent cu D, F. Ce e congruent cu D, F. Și celelalte elemente. Cu D, F. Și asta avem noi de demonstrat, da? Cu D, F. La ce? Acum avem și acum să luăm și minuna, care așa e o idee, că așa e corect să facem. Eu vreau să iau o e cu D, O, F. Ce, O, E și cu D, O, F. Aveam cu O, cu D, O, demonstrat. E, da, E, O. Ce, O, cu D, O, da. E, O, cu F, O, da. O, F, demonstrat. Și cu O, E, cu D, O, F, tot demonstrat. Și unghiul ăla demonstrat. Demonstrat când ai venit în A, E, da. O și B, O, F, da? Mm-hmm. Atunci unghi este corect. Adi? Deci, da, fii atent ce ideea avea Miruna. Ea nu la triunghiul C, E, A și D, B, F s-ar fi oprit, ce ci la C, O, E și D, O, F. În care avem C, O, cu O, D. E, O, cu O, F, deja făcute, și unghiurile deja demonstrate, și atunci suntem deodată în latură, unghi, latură, fără să mai mergem cu unghiurile opuse aici la vârf. Mi se pare foarte clară, foarte rapidă ideea ta. Deci, C, E și D, F puteau fi surprinse fie în triunghiul C, E, O, C, E, A și D, B, F, triunghiuri congruente, fie în C, E, O și D, O, F. Fiecare este se duce pe culoarul care crede că poate demonstra. Poate demonstra și merge mult mai rapid. Ea a văzut asta. Ce importantă a fost a Miruna să fi scris că dintre congruența triunghiilor E, A, O da. Și B, F, O, că unghiul este congruente. Da. De foarte multe ori am spus-o și repet. Scris toate celelalte trei elemente congruente. Ajut. Chit că pe voi vă interesa doar una singură. Așa, să mergem acum la AB paralel cu CD. Da. AB, adică asta, paralel cu CD. Păi, dar spre... Păi, că, dar latura că o are de acolo, nu secantă, ai așa, secantă, da. Sau D, O. CD și EF, în sfert de secanta CA, da? Deci CO sau O, D, le putem surprinde ca fiind secante pentru letrele acestea. Da. Dacă cumva, din niște motive ale voastre, nu știu eu, puteți arăta că secanta asta, da, secanta asta, CO, le taie pe cele două trepte, iată, în punctul C și în punctul A, și determină perechi de unghiuri congruente de un anumit tip, alternițe, alternițe sau corespondente? Corespondente. Adică care? Ce cu A? Ce cu A? Deci unghiul ăsta de aici, prin trei litere, B, A, O. B, A, O cu B, D, C. Cu B, pardon, cu A, C, D. Cu A, C, D. Da? Cu O, C, D. Cu ăsta de ce altfel? Da. Ce fel de unghiuri sunt astea? Corespondente. Ai vreun motiv să spui că sunt congruente? Din ce motiv? Ce te face să spui că sunt congruente? De unde poți să tragi concluzia asta? Ce motive ai să spui că triunghiurile sunt congruente? Păi avem... De ce, unghiurile să fie congruente? Pentru de ce? Că unghiul A este suplementul lui AC. Lui AC? Crezi AC, dar nu citești printre litere, nu înțeleg nimic. E suplementul lui A, B, O. A, B, O. A, B, O. A, B, O. Asta e doiul de aici. A, B, O. Uh,
De ce? De ce? Haideți să ne focalizăm atenția pe aceste două, pe aceste două drepte. Te-ai atât de secanta asta și tu ai simțit că unghiul ăsta ar fi cu ăsta congruente. Dar care-i motivul? De unde să fie ele congruente? Pentru că dacă poți să dovedești că sunt congruente, ele pică în calitate de unghiuri corespondente și treaba e rezolvată. Pentru că unghiul A îi suplementul lui AACD. Care? Nu m-am spus că perfectat. Nu, e clar. Pentru că unghiul A îi suplementul. Ce fel de triunghi este AOB? Isoscel. Este isoscel, da? AOB, da, și isoscel. Și OCD. Și OCD. Tot isoscel. Deci au unghiurile de jos congruente. Da. Am două unghiurile. Da. Deci ele sunt așa congruente, așa congruente. Da. Dar fiindcă împreună fac 180 cu ăsta de aici, ăsta aici, și așa mare, tot 180 fac, nu? Atunci, când scădem pe 180 pe celelalte 2 și dăm în 2, este exact același lucru. Corect. Au același vârf, măi copii. Adică, hai să înțelegem așa. Deci, dacă am situația următoare. Un triunghi isoscel. Și am adus o dreaptă încât triunghiul nou format O, AB, A, B. Și CD. Și CD. CD. Este tot isoscel. Eu știu că ăsta e isoscel. Da. Deci, ce înseamnă? Că ăsta două sunt congruente. Corect. Dar ca să le aflați pe ăsta două, altfel spus, unul din ele este cât? 180 de grade, când preluam fac 180 de grade, minus O și supra 2. Corect. Când 180 grade scazi pe O, să rămasă astea două la un loc. Da? Da. Deci, repet, ca să găsiți măsura lui A, chiar puteți să spunem așa. Haideți. Măsura lui A, măsura unghiului A, O, B. A, O, B. Sau să spunem de două ori măsura lui A, O, B. Plus măsura lui A, O, deci de două ori măsura lui nu A, O, B, ci O, A, B. O, A, B. O, A, B. Ade? Da. Deci de două ori măsura lui O, A, B. Deci de ce am zis de două ori măsura lui O, A, B? Pentru că e de... L-am adunat pe ăsta și cu ăsta. Deci, în loc să spun unghiul O, A, B plus O, B, A, spun de două ori măsura lui O, A, B, plus A, O, B, plus măsura lui A, O, B. Și cât fac? 180 grade. De acord? Da. Dintr-o dată, repet. Anca. Într-un triunghi, suma unghiurilor, cât fac într-un triunghi? 180 grade. Da? Da. Adică ar spune așa, că A, O, A, B, plus O, B, A, și plus ăsta de sus, fac 180 de grade. Dar vreau să spun O, A, B, plus O, B, A, spun de două ori O, A, B. De două ori O, A, B. De două ori O, A, B. Plus A, O, B, fac 180 de grade. Corect. Pe de altă parte, de jos, în triunghiul O, C, B, spun de două ori OCB, OCD, parcă de asta, nu? Da. De două ori măsura lui OCD, plus măsura lui COD, măsura lui COD, și fac tot 180 grade. Corect. Din ăsta două înseamnă că A, O, O, A, B este 180 minus ăsta. Sau dacă le egalăm pe astea două, hai să le egalăm
ăsta două, fac 180 și amândouă, vedeți? Uh-huh. Deci de aici rezultă că de două ori măsura lui OAB plus măsura lui AOB AOB egală cu de două ori măsura lui OCD OCD plus măsura lui COD. Dar unghiul AOB nu este același cu unghiul CO. Da, da. Adică nu reducem pe ăsta. Uite așa, tăiem. E de o parte și alta e egal. Corect. Și acum mi-a rămas câte două ori măsura lui OAB. Egal cu de două ori măsura lui. Egal cu de două ori măsura lui OCD. Și de două ori măsura 2 cu 2 se simplifică. Și înseamnă că măsura lui OAB OAB egal cu măsura lui OCD. Adică unghiul ăsta de aici egal cât ăsta de aici. Ceea ce ne trebuia. Și acum și după asta pun acestea sunt corespondente pentru dreptele, pentru dreptele A, B și CD cu secanta OC. OC. Da? Dacă pică în calitate de corespondente pentru aceste două drepte tăiate de secante, n-au ce face dreptele acestea. A, B paralelă cu CD. Tocmai ce ce trebuie să arătăm, da? Da. Tocmai ce trebuie să arătăm. Mai avem una, da. Deci, hai să vedem încă o dată. Unde a plăcut aici problema? Deci, s-a surprins că astea sunt congruente, dar trebuia scris. Corect, redactat asta. Triunghiurile. Și a fost vorba de surprinderea ceea ce înseamnă un triunghi isoscel, după o dreaptă, cât triunghiul să fie tot isoscel. Da? Și atunci suma unghiilor fac 180 grade și într-unul și în celălaltul și te duci, ori astea sunt congruente, ori celelalte două congruente. Deci așa demonstrat într-un triunghi isoscel. Băgați la cap. Da. Deci în felul ăsta am arătat că sunt paralele. Da? Este reciproca teoremei două paralele de o secantă. Dacă formează dintre perechile celea de unghiuri alterne externe sau corespondente, congruente o singură pereche le obligă să fie paralele. Corect. Problema 16. Fie triunghiul ABC, isoscel de bază BC, de la 185. Fie triunghiul AB congruent cu AC, dacă isoscel de bază BC. Și BD și CE înălțim.
Super problema asta, domn profesor. Da. Foarte faină, da. Deci, n-am făcut-o, dar... Deci, în triunghiul ABC isoscel de bază BC... Deci, în ipoteză. Avem că triunghiul... ABC, bază, de bază BC. ABC. De bază BC. Isoscel. Da. Adică... AB congruent cu AC. Congruent cu AC. BD și CE înălțim. BD și CE. CE înălțim. BD, BD. Și CE. CE. Înălțim. D aparține lui BC. D aparține lui BC și E aparține lui AB. Astfel încât intersecția celor două înălțimi ea aparține lui? Ea aparține lui AB. AB. Nu, D aparține lui... B, D aparține lui... BC. D aparține lui BC. D aparține lui AC. Nu, cred că e greșit. Lua C. Sigur că da. De ce? Pentru că așa e figura. Hai. O greșit aici. D aparține lui AC. AC, așa da. Corect. A greșit. E a luat AB. E lua AB, da. Așa. Astfel încât intersecția celor două înălțimi, BD intersectat cu CE, egal punctul H. BD intersectat cu CE, CE, egal punctul H. Da. Demonstrați că BD e congruent cu CE. Concluzie. BD. Congruent cu CE. Da. AH perpendiculară pe BC. AH perpendiculară pe BC. BC și D e paralelă cu BC. D e paralelă cu BC. A mic, B mic, C mic, nu? Trei întrebări. Da, nu e AB și C, zic... Ei, da. Astea trei întrebări se vin. A trebuit să știe că ați făcut cu înălțimile. Sigur că da. Deci... Doamne, da, pe ce explic? Deci, Adi, BC. Da, BC este... Cum construim triunghiul isoscel cu baza BC? Hai, ziceți mai repede. Hai. Luăm un deschizător a compasului. Așa, mai sau altfel da. Sau pune, luăm mijlocul segmentului și... Tragem o perpendiculară. Adică care este? Ce este perpendiculară la cea pe mijlocul segmentului? E și mediatoare și mediană. Nu e și mediatoare, e imediatoare segmentului. E mediatoare și mediană și de fapt. Nu, Adi. Deci când se dă segmentul BC și ducem perpendiculara pe mijloc, ea este doar atât, mediatoarea segmentului. Așa. Deci mediatoarea segmentului. Am luat punctul mijlocul și am ridicat o dreaptă perpendiculară pe BC. Și oriunde vei dori să fixezi punctul A, totdeauna AB de acum e cât AC. Tot timpul AB. Și așa s-a construit triunghiul isoscel. Foarte repede, da? Triunghiul isoscel ABC. Și o să-l luăm un pic mai sus ca să nu cumva să ne ducem spre triunghi echilateral. Da, AB cât AC. Și acum, am ca ce spune mai departe problema? Păi, avem că... BD înălțime. BD și CE înălțime. Ce înseamnă înălțime? Adică... Ce înseamnă înălțimea într-un triunghi? Da, nu, am zis că... Nu mai fă presiune. Nu mai insistați atât. Nu mai fă presiune. Da. Deci, BD. Ce este înălțimea într-un triunghi? Hai să ne amintim înălțimea într-un triunghi. Deci, perpendiculara din vârf pe latura opusă. Perpendiculara din vârf pe latura opusă, da? Perpendiculara din vârf pe latura opusă. Adică, din B... Mă duc perpendicular, pe drumul cel mai scurt. Da? Nu așa. Nu. Ci pur și simplu să ajung cât mai repede. Iată așa. Deci BD perpendiculara din B
E, A, C. Înălțimea este asta. Și din ce? Cum o duc? Din ce? Da. Pe A, B. Pe A, da, pe A, B. Cum? Din tot ce? Așa. Da. Deci, tot la fel, cu C. Ca și mai înainte, iată, B, D și C, E. B, D și C, E, cele două perpendiculare. Și punctăm, că asta este, este un din ordinele, deci la fel și asta. Ele s-au întâlnit în punctul H. Dar nu trebuie pe mijloc. Da? S-au întâlnit în punctul H. Nu trebuie pe mijloc segmentului. Care e mijloc segmentului? La B, pe segmentul AC. Nu contează, să nu-mi spui asta. Stai, vă, ce spui? Nu-mi iese. Ce nu-ți iese ție? Să tragă, nu trebuie latura BD să fie pe mijloc segmentului AC? BD? Pe AC, pe nu, mijloc. Nu zice pe mijloc. Cine zice că pe mijloc? Zice perpendiculară, puiule. E drumul cel mai scurt, cum a învățat domnul profesor. Deci, tu ce ne-ai înțeles aici? Nu, că eu am crezut că trebuie să fie... Nu-i mediană, e înălțime. Păi, cum să fie pe mijlocul lui BC? Cine să fie, dacă spune... Nu pe mijlocul lui BC, pe AC. Zice ea, zice că e mediană. BD să fie pe AC. Pe mijlocul lui AC. Păi cine unește vârful cu mijlocul? Mediana. Mediana. Eu am acum doar dedus înălțimea. Deci perpendiculară, atâta tot. Plec din B pe drumul cel mai scurt, spuneam. Da? Deci am dus BD, am dus CE. Perpendicular. Ce mai spune azi? Ce mai spune problema? Intersecția. Și intersecția a două... Acelor două înălțimi, înălțate cu... Cu H. H. Ce-i H? Ortocentru. Ortocentru. Cel mai repede putem demonstra punctul B acum. Așa. Miruna s-a și dus spre punctul B. Și la fel. Hai, te-i să... Da. De ce motiv? Pentru că avem ortocentru. Avem două... Două înălțimi duse, a treia n-are ce face, care trece pe acolo, e tot înălțime. Deci pe B, da? A, H, e perpendiculară, foarte poți clar. Poți să la care, la? La B. La B. La nu știu. Să redactăm, da? Da. Haide. Haide, o demonstrație. Da. EC este perpendicular pe BA. EC perpendicular pe BA. De unde rezultă EC înălțime. Deci? În ce triunghi? Înălțime, triunghiul pe ce? E, H, înălțime, da? B, D, perpendicular pe A, C. B, D, perpendicular pe A, C. Unde rezultă B, D, înălțime. Înălțime. În triunghiul A, B, C, la fel și B, cealaltă, da? Da. BD intersectat cu QE. Da. Egal punctul H. BD intersectat cu QE. CE. Egal cu punctul H. Egal cu H. Da. Din toate trei rezultă că din asta trei rezultă că AH este a treia mediană. AH perpendicular. Înălțime. A treia mediană între unghiul ABC. Da. Și adică AH și perpendiculară perpendiculară pe BC. Perpendiculară pe BC. Am devăsat voi. Deci punctul B. Dar la punctul A putem să spunem că dacă AB e congruent cu AC, rezultă triunghiul ABC isos cel. Am demonstrat că AH este... Dacă știm că ABC e isos cel, puiule. Da, AH este înălțime, atunci AH va fi și mediană și mediatoare, și atunci BD va fi congruent cu CE. A, nu... Eu mă refer la BH cu H. Puteți demonstra că și BH e congruent cu H. Păi... Da, dar pe rost rămâne să HD cu H e. Deci... Hai să ne ducem pe tot, pe ducem, BD. Da. Tot BD-ul da. O să fie cât ce e. Corect, hai să luăm alte triunghiule BH cu DBH. Deci ne ducem la triunghiul EBH. Cu DBH. Ce fel de triunghiuri sunt? Cu DBC. Sunt două triunghiuri dreptunghice. Da. BEC cu BDC de 90 grade. Deci
Adică la care tu ne-am oprit? La E, C, B, Q, D, B, C. Ala de la comună B, C. Ok, B, C. Comună, ipotenuza. Da. Și unghiul E și unghiul B concluiem cu unghiul C. Ipotenuza unghi. Ipotenuza unghi, nu? Suntem în cazul cu unghiul E. Da, am spus-o, am spus-o. Păi unghiul E cu unghiul D de 90 de grade. Tocmai vorbim de ipotenuză. Mai de tunghi ce se întâmplă. O să spun eu? Da, demonstrația. Fie triunghiul Adi spune. Fie triunghiurile E, B, C. E, B, C. Și triunghiurile. Și triunghiul D, B, C. D, B, C. Cele două triunghiuri au? Latura comună B, C. Da. B, C, latura comună. Comună. Și da. Parte de ipoteză. Din ipoteză. Nu, este ipoteză. Da. Adică catete și ipoteză. Ipoteză, da? Da? Este ipoteză. Da. Unghiul B concurent cu unghiul C. Unghiul, între litere vreau. Unghiul E, B, C. E, B, C. Concurent cu D, de ta. D, C, B. D, C, B. D, C, B. Așa, D, C, B. Și conform cazului. Ipotenuză unghi. Da. Rezultă că triunghiul EBC congruent cu triunghiul DBC și de aici rezultă că toate elementele sunt congruente. BD cu CE. BD congruentul CE. Așa, unghi. Unghiul și EB, adică da, așa EB cu DC. E B congruent cu DC. Unghiul ECB. ECB, unghiul E CB cu DBC. ECB cu DBC. DBC. Și am dat așa U. Așa. Și acum paralelismul. D E. Tocmai ce am avut mai înainte. D E cu DC. Păi, e atât de o secantă. Stai un pic, domn profesor, dar AB e congruent cu AC și E congruent cu DC, deci A E va fi congruent cu AD. Sigur că da. Deci pentru că AB e cât AC și E, B, tocmai am arătat că e DC, rămâne că, prin diferență, că E este cât AD. Da. Și dacă A E e cât AD, triunghiul A E D, isoșel. Este? Tot isoșel. Da? Da. Și isoșel cu vârful în A, A, B, C cu vârful în A, exact. Atunci unghiul ăsta, cât ăsta care tocmai am arătat, da. Sunt astea exact două. Exact cum înainte. Da. Astea sunt unghiuri corespondente și le obligă pe cele două drepte să fie paralele. Cum redactăm? Păi, punem că, spunem că triunghiul A, E, D este isoșel. A e cât AD, nu? Așa. Așa începem. Păi o să facem așa. A, B e congruent cu A, C. Sigur că da. Deci începem. A, B congruent cu A, C. Din ipoteză. Da. E, B cu D, C demonstrat. E, B congruent cu D, C. E, B congruent cu D, C. Demonstrat. E demonstrat. Da. Da? Acum tragem o linie și scădem. Așa. AB. AB minus EB este egal, congruent cu AC minus DC. Dar AB minus EB este AE. Deci AE este congruent cu AC minus DC, adică AD. Deci avem că AE este congruent cu AD. AD. Da, da, mă, uite și pe figură. Da. A e cât AD. Corect. Și atunci rezultă că triunghiul AED este isoscel. Adică unghiul adică, care? Unghiul AED. Unghiul AED este congruent cu triunghiul AD. Cu unghiul AD. Da. Cu unghiul AD. AD e, da? Da. Da.
Asta înseamnă că de două ori măsura lui A e D. De două ori măsura lui A e D. Plus măsura vârfului, plus măsura lui E A D. Lui E A D. E A D. Egal cu 180 de grade. Și pe de altă parte, triunghiul ABC este isoscel, știm deja. Deci două ori măsura lui. De două ori măsura lui A, B, C. De două ori măsura lui A, B, C. Plus, plus măsura lui B, C. Plus B. Egal cu 180 de grade. Cele două ori măsura lui A. Este repetiția de mai înainte, da? De două ori măsura lui A. Deci rezult că de două ori măsura A e D. Măsura lui A e D. Plus măsura lui E a D. Este egală cu de două ori măsura lui A, B, C. Asta am costat în corpul, da? Plus măsura lui BAC. Și atunci 2 cu 2 se simplifică. Da, BAC și măsura lui A e D. Ea dă cu BAC se dă. Da, se duce. Și se mai duce și 2 cu 2. Deci de două ori măsura lui ea de plus măsura lui egal cu măsura cu de două ori. Da, de două ori măsura lui ABC plus BAC. De două ori măsura lui ABC plus BAC. Plus BAC. Da, plus BAC. Tăiem BAC cu ea de. Da. Tăiem 2 cu 2. Da. Și vom avea că măsura unghiului AED. Avem că măsura lui A e D, da? Măsura lui A, măsura lui A e A e D. Este egală cu măsura lui A, B, C. Și scriem o paranteză corespondentă. Corespondente sunt acestea, da? Pentru? Pentru care drepte? Pentru? Pentru dreptunghiul... Pentru dreptele. E, D. Pentru dreptele E, D. Și B, B, C. Cu secanta... A, B, secantă. Da. Și atunci rezultă din asta două drepte. Da, nu, AD este paralel cu BC. Așa. Deci rezultă că AD AD e paralelă cu nu, ED. ED e paralelă cu BC. ED e paralelă cu BC. Cu BC. Da, ED e paralelă cu BC. Ceea ce trebuia să arătăm și cu asta am terminat și această problemă. S-a repetat, s-a repetat de asta, nu mai înainte. Ne opri și noi aici, că sunt și eu. Da, am terminat și la revedere. La revedere și... Vă dorim o seară plăcută, nu uitați de like și share. Așa să fie.